Și vine spre mine cu o moacă de aia super supărată și toată lumea face culoarcă să treacă. Și eu eram gen, bă, ce se întâmplă, frate? Tu nici măcar nu cunoșteai pe femeia asta? Nu, doar Rebecca, eu nu pot să semn în viața mea, deci eu pur și simplu stăteam liniștită la bar cu Rima. O știi pe Rima, nu? Nu. Mă rog, prietena mea, deci stăteam liniștită la bar cu Rima, mă, și dintr-o dată apare doamna asta, care e super transpirată și iritată, mă, și urlă la mine, frate. Dar de ce? Nu știu, bă, urla ceva legat de cacitățul care era și ăla în capătul celălalt al bar. Ați iertat sau nu, Becca, tu n-auzi că eu nu am fost în viața mea. Așa. Mă, și la un moment dat, Becca se apropie de moaca mea, de mi-a venit fix până în ufă, până aici. Mă, Becca, și-mi venea un miros de... alcool? De ce alcool, mă? Ceva, o duhoare, șobolan mort sau ceva? Aoleu, frate, și se ia de mine. Mă, și mă sparge cu duhoarea aia. Nu știe nici măcar despre cine vorbește? Hă? Hă? Ce? Bă, nu știu ca ce-i căsul, mă. Am înțeles asta. Vitei ochii. A, credeam că nu știi despre cine vorbește. Păi nu, atunci nu știam despre cine vorbește, că nu știam că e și el acolo, dar după aia m-am prins. Aaa, stai așa că asta trebuie să fie radicalul ochii. Deci tu știai pe el. A, Becca, da, dar chiar și așa mă las să termin. Așa, nu știa era prin tot barul ăla.